După o săptămână cu temperaturi ce ne-au amintit cât de cât că suntem la sfârșit de toamnă, iarna va debuta cu maxime generoase. Asta anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat, potrivit căruia în weekend vremea va fi caldă, dar nu și stabilă. Ori pe întreg teritoriul țării sunt așteptate ploi, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări seara și dimineața. Astfel, potrivit sinopticienilor, sâmbătă în raioanele din nord maxima va fi de plus 8 grade, în centrul Moldovei și în capitală se vor înregistra temperaturi de plus 9 grade Celsius, iar în partea de sud a țării, mercurul din termometre va urca până la plus 10 grade. Cald va fi și noaptea, când minimele vor oscila între plus 2 și plus 7 grade Celsius. Menționăm că, conform ultimei actualizări a Serviciului Meteorologic, duminică maximile vor coborî puțin, dar vor rămâne ridicate pentru începutul lunii decembrie. În schimb, norii se vor împrăștia, respectiv ne vom putea bucura din nou de soare. Ce ține de debutul săptămânii viitoare, acesta va fi unul instabil atât din punct de vedere termic, cât și al precipitațiilor, care vor cădea chiar și sub formă de lapoviță. Vremea va reveni la normal începând de joi. Vântul va sufla slab și moderat.